cu Vâlcea. Acolo în spate este casa memorială a lui Anton Pan. Aici este statuia lui. A fost un om înțelept, un traducător de imnuri și de cărți bisericești. Cred că ar fi putut să ne spună și el cuvintele care se găsesc în cartea Proverbe, la capitolul 9, versetul 6. Spune așa: lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii.